Cu ghetele lustruite, că doar ce a trecut Moș Nicolae, fotbaliștii de la Corvinul se pregătesc de ultimul meci din acest an. Mâine, de la ora 17 la Oradea, albaștrii îi vor întâlni pe cei de la Progresul Pecica. Cât de pregătiți sunt elevii lui Florin Maxim, ne spune chiar el. Este un meci cu încărcătură, cu miză, împotriva unei echipe bune de Liga a 3-a, dar și noi suntem o echipă bună de Liga a 2-a, am dovedit asta pe parcursul campionatului și va fi un meci dificil, asta și datorită suprafeței de joc. La Oradea am văzut, a jucat UTA, sâmbătă joacă astăzi, suprafața de joc nu e cea mai bună, dar e un meci în care ne întâlnim și noi și adversara noastră, pe același teren vom juca și trebuie să ne adaptăm. Eu cred că jucătorii tehnici și jucătorii buni, maturi, se adaptează și în astfel de condiții. Din ce am înțeles și din ce am văzut, terenul nu e într-o stare foarte bună. O să fie un meci greu, chiar dacă e o echipă de Liga 3-a. Într-adevăr, plecăm cu prima șansă, dar nu trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, să știm ce ne așteaptă și să jucăm ca și până acum. În cazul unei victorii, o să reușiți o performanță care nu s-a mai întâmplat de mult aici la Hunedoara, după 35 de ani Corvinul ar fi în sferturile cupei. Da. Avem o echipă foarte bună. E normal, ne antrenăm fiecare zi pentru asta, ne antrenăm.